Acțiunea de astăzi este prima din seria pregătită la nivel național de această confederație sindicală și s-a desfășurat în mai multe orașe din țară. Pentru ca mesajul să fie mai sonor, protestatarii s-au folosit de goarne. Principalele revendicări ale sindicaliștilor Cartel Alfa sunt blocarea transferului taxelor sociale ale angajatorului către angajați și rezolvarea problemelor legate de contractele de muncă. Aceste pichetări sunt datorate intenției guvernului de a trece toate dările pe spatele lucrătorilor și al doilea punct ar fi modificarea legii 62 sau incompetența guvernanților de a accepta propunerile Confederațiilor Sindicale de modificare a legii 62. Protestatarii mai spun că prin acțiunile demarate vor să atenționeze guvernul cu privire la consecințele ce derivă din deciziile luate de reprezentanții executivului. Noi dorim să atragem atenția guvernului că intențiile lor vor avea efect asupra, nu numai asupra lucrătorilor, vor avea efect și asupra pensionarilor, pentru că trebuie să vorbim de sustenabilitatea fondului de pensii. Noi încă o dată încercăm să arătăm că prin dialog social putem să reglementăm unele inechități. De asemenea, HOSU a sesizat reprezentantul guvernului în teritoriu cu privire la problemele din unitățile administrativ-teritoriale ale Budești și Cicârlău, unde nu s-au achitat salariile asistenților personali. O altă discuție a vizat eventuala preluare de către Episcopia Ortodoxă a Maramureșului și Sătmarului a centrelor de adulți și copii, cu solicitarea preluării actualului personal de serviciu existent. Prefectul Vasile Moldovan a spus că va transmite Guvernului României solicitările sindicaliștilor, iar în privința salarizării asistenților personal din comunele Budești și Cicârlău, se vor efectua verificări prin corpul de control al prefectului.